V-ați puzat întrebarea de ce murim? O să vă spun ceva, energia aia fundamentală din care noi suntem făcuți este inepuizabilă. Atomii nu se mănâncă, nu se distrug. Ea există. Deci energia fundamentală de noi este o energie cuantică. Pe urmă devine atom, molecule, țesuturi, structură și noi. De ce murim când această energie este eternă? Pentru că suntem aici temporar, pentru că locul nostru, casa noastră originară, nu este asta, ci dincolo. Și pentru că noi venim aici să acumulăm informații. Această informație impregnează câmpul conștiinței și este transportat, este transferat, dacă vreți, în universul paralel nou, în universul de dincolo, universul spiritual. Ăsta e sensul vieții. Și atunci, nouă ni se dă un termen de viață limitat, atât cât noi, când venim aici, avem nevoie pentru a ne îndeplini misiunea pentru care...